Moldova, inima Europei. Țara care stă la răscrucea dintre Est și Vest. Țară a cărei bogăție o reprezintă oamenii ei. Avem și păduri, râuri, livezi, ambare pline de roade, dar ospitalitatea, simplitatea, omenia sunt acele calități care descriu cel mai bine neamul nostru. În încercările care au zguduit întreaga lume, am demonstrat ca popor o solidaritate uimitoare, care a devenit o frumoasă lecție de viață, lecție de iubire față de aproapele nostru. Am oferit casele noastre, pâinea noastră, resursele financiare, însă, mai mult decât toate acestea, oamenii au nevoie de speranță. Depresia, confuzia, îngrijorarea și veștile rele par să apese tot mai mult pe umerii noștri. Totuși, toate dispar atunci când speranța își face loc în inimile noastre. Prin îndurarea lui Dumnezeu, în perioada 15-16 iulie la Arena Chișinău, Will Graham va aduce vestea bună a speranței, care poate să risipească norii negri din sufletul celor care se uită la ziua de mâine cu îngrijorare. Moldova, o țară mică cu inimă mare.